Frați și surori, dacă suntem în casa Domnului, prin ajutorul Lui, să luăm Cartea Sfântă și să ne cercetăm în lumina Scripturilor, privind la viața noastră de până aici și să ne evaluăm șansele de viitor, luptându-ne pentru a avea biruință. De altfel, aceasta e lecția noastră, biruitor sau înfrânt. Oricare dintre noi ar bifa în a fi biruitor, nu în a fi înfrânt, numai că aceasta este o opțiune rezultantă. Abia în urma bătăliei se va ști cine e biruitor și cine e înfrânt. Ba mai mult, se poate să ai biruință până la un moment dat și apoi să abandonezi sau să fii înfrânt. De aceea, până la final, abia vom ști cu adevărat care sunt biruitorii. Spunea Domnul Iisus despre ceea ce se întâmplă în lumea spirituală, citesc din Evanghelia după Luca, capitolul 11, despre situația în care este înfrânt un demon care a stăpânit pe cineva și totuși nu renunță. Luca 11, versetul 24, iată ce își propune diavolul: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită, atunci se duce și mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului ajunge mai rea decât cea din tâi. Bătăliile spirituale ne vor dovedi. Pentru că, la urma urmei, adevărata luptă pe pământ este între bine și rău, între cele două scaune de domnie, a lui Dumnezeu, care este supremul bine, și al diavolului, numit cel rău. Și aceasta are de-a face cu viața. Pentru că binele, spunea Scriptura, Deuteronom 28, este la pachet cu viața. Răul este legat de moarte, o cauzează. Bătăliile noastre sunt la nivelul gândirii, al vorbirii, al faptelor, în toate domeniile existenței. Sunt zile mai grele, cu bătălii mai crunte, alte zile în care putem spune că este o anumită acalmie. Dar în final, sau pe parcurs cu dovadă în final, noi toți avem de susținut bătălii. Vă amintesc ce a promis Domnul bisericilor din Apocalipsa, Apocalipsa 2 și 3? Fiecare mesaj se încheie cu cuvintele: celui ce va birui. Pentru că Dumnezeu nu poate să aibă promisiuni decât pentru biruitori. Ce câștigă cineva care a murit pe front? Vorbim de o situație pământească. Chiar dacă armata în care a luptat a avut mari cuceriri, el nu mai are parte de ele. Pentru că s-a pierdut. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu să putem fi biruitori până la sfârșit. Să putem spune că Apostolul Pavel, care scria lui Timotei, 2 Timotei, capitolul 4, versetul 7, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Aceasta e de fapt lupta cea bună, lupta dintre bine și rău. Evident, lupta e bună dacă suntem de partea binelui. Tot lui Timotei scrie Apostolul Pavel, citind din 1 Timotei 1 cu 18, să te lupți lupta cea bună. Și tot în această epistolă citim în 6 cu 12, și dacă de 3 ori în aceste două scrisori apare expresia lupta cea bună, eu cred că era o expresie folosită de Apostolul Pavel în mod frecvent. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Și biruința e ceea ce scrie în continuare. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Doamne, ajută-ne și nouă! Fiind vorba de viața veșnică și de exemplu dat anterior cu cei care
pierd în război, în plan spiritual, să nu uităm că adevărații biruitori nu mor. Ei doar se transferă în așteptarea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că vă citesc din Apocalipsa 3 versete care trebuie analizate pentru că altfel para se contrazice. Apocalipsa 11 cu 7 scrie aici despre cei doi martori. De astfel, asta scrie și în Daniel, dar citim de aici. Daniel scrie pentru poporul Domnului: când își vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din adânc va face război cu ei, îi va birui și îi va omorâ. Deci, aparent, sfinții sunt înfrânți. Citim tot de aici, capitolul 13 cu 4. Adevărați înfrânți. Și au început, e vorba de lumea întreagă, să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiare. Și au început să se închine fiare zicând: cine se poate asemăna cu ea? Și atenție, și cine se poate lupta cu ea? Deci oamenii renunță, pierd, spună: nu se poate lupta cu fiara. Te bate, e foarte puternic, așa cum au fost văzute în profețiile lui Daniel și cele apocaliptice. Dar întoarcem o pagină și se va întoarce o pagină în istoria umanității, înspre veșnicie, și scrie în 15 cu 2: și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutul lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și a numărului numelui ei. Deci nu vor avea scuză oamenii care vor fi înfrânți, spunând: cine se poate lupta? Iată că unii s-au luptat și scrie, întoarcem o pagină în urmă, 12 cu 11, ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Biruitori prin martiraj. Dar asta are de-a face cu lumea spirituală. Pentru că cei ce biruie cu adevărat sunt cei care reportează victorii pe tărâm spiritual. Ceea ce fizic uneori nu se vede, ba chiar pare contrar. Povestea fratele Mann despre o persecuție din vremea trecută în România, mai exact despre niște arestări și bătăi de care a suferit el și fratele Isei de la Bistrița Năsăud. Și la un moment dat, după bătăi repetate, așa legați cu picioarele de grindă și bătuți ca saci de box, au zis: mai tare am fost noi. Și-a întrebat jandarmii: cum, măi, am putut răbda? Și asta cu bucurie. Adevăratele biruințe sunt ale Spiritului și despre asta vreau să vorbim în această seară. Ce suntem noi în lumea spirituală? Biruitori sau înfrânți? Vreau să amintesc câteva arme ale biruinței spirituale, care n-au de-a face cu vorba uneori, decât dacă are autoritate spirituală, n-au de-a face cu forța fizică, cu replici sau cu păreri umane. În primul rând, ascultarea de Dumnezeu. Pentru că El este Cel ce decide soarta tuturor bătăliilor. Spunea înțeleptul în carte Proverbele, capitolul 21, versetul 31, calul este pregătit pentru ziua bătăliei. În antichitate, cine avea cai, avea armat. Dar biruința este a Domnului. Să luăm două personaje, doi oameni care au dus războaie, Saul și David. Despre Saul vă citesc în cartea 1 Samuel, capitolul 14, versetul 47. După ce a luat Saul domnia peste Israel, a făcut război în toate părțile, cu toți vrăjmașii lui, cu Moab, cu copiii lui Amon, cu Edom, cu împărații din Țoba și cu filistenii. Și atenție! Și ori încotro se întorcea, era biruitor. Asta până într-o zi. Pentru că neascultarea lui l-a dus la o înfrângere spirituală și un demon l-a cucerit. Și scrie aici în 16 cu
14, Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul, gata cu victoria, și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Și a murit înfrânt. Spune 2 Samuel capitolul 1, a fost declarația unui om care de fapt i-a pecetluit moartea, 2 Samuel 1 cu 10, m-am apropiat de el și l-am omorât, știm bine că n-avea să mai rămână în viață în urma înfrângerii. Pe când David a fost biruitor pe alte principii, ceea ce l-au consacrat ca și un om al lui Dumnezeu. Știți bătălia din Valea Terebinților, spune Scriptura în 1 Samuel 17, citim versetul 47, și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță, căci biruința este a Domnului, numele Lui să fie slăvit. Ascultați acum un cuvânt rostit de Saul către David, când Saul deja a început să guste înfrângerile și David era tot victorios, 26 cu 25, tot 1 Samuel. Saul a zis lui David, fii binecuvântat, fiul meu David, tu vei face lucruri mari și vei birui. A fost conștient de aceasta, dar știți că a avut și David un moment de înfrângere grea. Și cum spune poetul, David biruitor cu o piatră, fără săgeată, fără scut, era înfrânt acum în luptă de Goliatul nevăzut. Acea bătălie l-a costat mult pe David. A pierdut-o în privire. Cum spunea cineva, unui diavol să mă bat cu el, și eu ieșit o femeie imorală în cale și a zis, e greu să te bați cu diavolul. Deghizat într-o femeie cu mâinile goale. A fi biruitor înseamnă a fi de partea lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă a-L asculta și a trăi curat, Doamne, ajută-ne. Că de fapt biruința nu stă în puterea noastră. Numai dacă luptăm de partea lui Dumnezeu putem să avem biruință. Ce-a spus Domnul Iisus? Duhul e plin de râvnă, dar trupul, carnea, e neputincioasă. În cartea 2 Samuel, capitolul 25, este enunțat un principiu printr-un om al lui Dumnezeu către un împărat care a vrut să se bizuie pe puterea militară. 25 cu 78. Un om al lui Dumnezeu a venit la el și i-a zis, împărate, să nu meargă cu tine oastea lui Israel, căci Domnul nu este cu Israel, nu este cu toți acești fii lui Efraim. Și acum versetul 8, principiu, 2 Cronici 25 cu 8. Dacă mergi cu ei, chiar dacă ai face la luptă fapte de vitejie, să știi că Domnul te-o face să cazi înaintea vrășmașului, căci Dumnezeu are putere să te ajute și să te facă să cazi. Deci Dumnezeu decide cine biruie, cine este înfrânt. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să intrăm în favoare și să fim împreună cu El mai mult decât biruitori. Asta numai împreună cu El. Dar a fi împreună cu El înseamnă a fi în ascultare. În Psalmul 118 este scris pentru familiile noastre, v-aș dori aceasta, citim versetul 15 și 16, strigăte de biruință și de mântuire se înalță în cortul celor neprihăniți. Dreapta Domnului câștigă biruința, dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. O a doua armă și legată de aceasta, încrederea în Dumnezeu. Să știți că a doua nu funcționează fără prima. Cine nu ascultă pe Dumnezeu, n-are încredere. Încrederea se dobândește și se păstrează atunci când conștiința noastră este liniștită și când știm că suntem în voia lui Dumnezeu. Citim pentru aceasta din 2 Cronici, capitolul 13, versetul
18. Copiii lui Israel au fost smeriți în vremea aceea și copiii lui Iuda au câștigat biruința. 400.000 de soldați au învins 800.000, ucigând din ei 500.000. În ce condiții au câștigat-o? Pentru că se sprijiniseră pe Domnul Dumnezeu părinților lor. Dar, rețineți, cuvinte din cele rostite de împăratul Abia, versetul 10, cât despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru, nu l-am părăsit, preoții din slujba Domnului sunt fii al lui Aaron și leviții stau și își împlinesc slujbele. Noi aducem în fiecare dimineață și în fiecare seară arde de tot Domnului, arde în tămâie mirositoare și așa mai departe. Și finalul versetului spune că își păzim poruncile Domnului Dumnezeului nostru, dar voi l-ați părăsit. Și scriem Psalmul 78 despre cei ce au fost înfrânți în situația aceasta, mai exact Israelul, fiul lui Efraim. 78, citim de la versetul 9, fiii lui Efraim înarmați și trăgând cu arcul au dat dosul în ziua luptei pentru că n-au ținut legământul lui Dumnezeu și n-au voie să umble tocmai după legea lui. Adică nu poți să te bizui pe Dumnezeu și chiar dacă te bizui e ceva fals dacă nu ești într-o relație bună cu El. Ne întoarcem la 2 Cronici 14, e vorba de urmașul lui Abia. Asa a avut de dus o bătălie grea, fizic, cum era atunci. Și scrie aici în versetul 11, 2 Cronici 14 cu 11. Asa a chemat pe Domnul Dumnezeu lui și a zis, Doamne, numai Tu poți veni în ajutorul celui slab ca și celui tare, vin în ajutorul nostru, Doamne Dumnezeul nostru, căci pe Tine ne sprijinim, și în numele Tău am venit împotriva acestei mulțimi, Doamne, Tu ești Dumnezeu nostru, să nu iasă biruitor omul împotriva Ta. Sprijinul pe Domnul este foarte important. Întoarcem pagina, pentru că acest om a uitat biruința care a avut-o, Domnul mustră printr-un proroc și scrie în 16:9, căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijinească pe aceea căror inimă este întreagă, a Lui. Deci, credința, încrederea în Dumnezeu, scoasă în evidență și în cazul lui Daniel în groapa aleilor, acelor trei în cuptorul de foc. Sau, citim din epistola lui Ioan, credința este ca și la vindecare, ca și la mântuire, o condiție obligatorie. 1 Ioan capitolul 4, versetul 4. Voi copilașilor sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit. Și acum întoarcem pagina. 1 Ioan 5 cu 4 și 5. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Deci David și ceilalți împărații care am amintit aveau de dat bătălii cu armate puternice veneau împotriva lor. Mulțumim Domnului că nu mai trebuie să mergem pe front în felul acesta, în numele Domnului, dar vine împotriva noastră, poate la un elev, un student, vine toată clasa împotriva lui. Vecinătatea, colegii de serviciu, o știre, cum zice David, poate să tăbărască. Cum îi vei înfrânge? Vin să te lămurească, să cedezi asupra unui lucru, într-un moment de ispit. Scrie aici, 1 Ioan 5 cu 45, pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Știți că Domnul a spus, îndrăzniți, eu am biruit. Să îndrăznim la luptă și în numele Lui putem să fim biruitori. Amin? Așadar să nu ne pierdem, că suntem mai puțini, suntem singuri. A avut David soldați când toți se dădeau înapoi. A rămas câte unul în mijlocul ogorului, a apărat ogorul și s-a schimbat sensul frontului. Domnul vrea să rezistăm. Deci rețineți, ascultare de Dumnezeu, încredere în Dumnezeu și
apel la Dumnezeu, ceea ce înseamnă rugăciune. Fără de aceasta nu se poate și nu puțină. Despre Ezechia este scris că s-a încrezut în Dumnezeu, dar și când să fie vindecat, s-a rugat, spune Isaia 38, toată noaptea. Și a fost biruitor. Știți cazul lui Iacov? Toată noaptea s-a luptat. O luptă în rugăciune, ne este scris în Osia 12:4. Când s-a bătut Iosua cu amaleciții, Exod 17, Moise stat cu mâinile în sus, ceea ce înseamnă evident, din nou, rugăciune, că fără aceasta nu se poate. Iată câteva cuvinte din Cartea Psalmilor. Știți că o parte din aceste cântări sunt efectiv rugăciuni, Psalmul 13. Ceea ce avem aici, în cuvintul lui David, este o stare de front, de luptă. Până când, Doamne, îmi voi uita neîncetat, până când îți vei ascunde fața de mine, până când voi avea sufletul plin de griji, inima plin de necazuri în fiecare zi, până când se va ridica vrăjmașul împotriva mea, privește, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeule. Versetul 4, să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit. Să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatim. Eu am încredere în bunătatea ta. Dar încrederea asta e, cum spuneam, și pe fond de rugăciune. Ne salutăm uneori și bine facem cu Psalmul 20. Și aici sunt câteva ingrediente ale biruinței. Să te asculte Domnul, să te ocrotească, să-ți trimită ajutor, să-și aducă aminte, să-ți dea ce-ți dorește inima. Și apoi încrederea, versetul 6. Știu de acum. Această credință se dobândește numai în urma rugăciunii. Că Domnul scapă pe unsul său și îi va răspunde în cerul din locașul lui cel sfânt prin ajutorul atotputernic al dreptei lui. Unii se bizuiesc pe carelor, alții pe cailor, dar noi ne bizuim pe numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei se îndoaie și cad, adică pierd bătălia, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare. Și rețineți de aici cuvântul frumos. Asta ar trebui să fie vis-a-vis de bătăliile care le avem de dați unii și alții. Versetul 5, atunci noi ne vom bucura de biruința ta, de aceea nu-i normal când cineva cade să povestești. David, când Saul a fost înfrânt, a spus să nu se spună asta. Dar când cineva are biruința, asta trebuie trâmbițat. Ne vom bucura de biruința ta și vom flutura steagul în numele Domnului Dumnezeului nostru. Adică vom spune, biruința a venit de la Domnul, slăvit să fie în veci. M-am bucurat de un cuvânt care a fost aici în adunare, printre altele ne spunea Domnul într-o prorocie că se va mări numărul mijlocitorilor. Și asta înseamnă o biruință mai sigură, mai urgentă. Întâlnim în mod deosebit în lucrarea apostolului Pavel, în epistolele pe care le-a trimis, evidența stăruinței în rugăciune. Scrie, de exemplu, în Coloseni despre un colaborator al său, capitolul 4, versetul 12. Epafra, care este dintre ai voștri, vă trimite sănătate. El, roba lui Hristos, ascultați, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și de plin încredințați să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Foarte important, frați și surori, să mijlocim unii pentru alții, pentru ca frații noștri să aibă biruințe spirituale. Dacă cineva a fost înfrânt, oarecum este o rușine și pentru mine și pentru oricare dintre noi. Când cineva câștigă biruința, numele Domnului merită să fie slăvit, dar bucuria este pentru noi toți. De aceea să nu cedăm. Ce s-ar fi întâmplat dacă Ilie ceda după a treia, după a patra rugăciune, când a cerut să vină ploaie? Până la a șaptea rugăciune. A fost o vedenie pentru cineva. Oamenii erau împărțiți. Unii voiau să rămână într-un loc, alții voiau să-l ducă în altă parte. Și s-a arătat o barieră, deci voia Domnului era să nu plece. Dar cei ce îl doreau în altă parte se luptau cu ardoare. Unii montau bariera, ceilalți o demontau. Și un sol al Domnului asista. Și prorocul a auzit o voce.
cine renunță, pierde. Și vedenia s-a întrerupt. Dacă vom continua să insistăm, Dumnezeu ne ascultă. Știți ce i-a spus Elisei împăratului care a lovit de 2-3 ori? Prea repede te-a oprit, trebuia de 5-6 ori și ai fi avut izbând. Și un ultim aspect, menționez chibzuința înțelepciunii. Spune Scriptura, Carte Proverbele 11:14, când nu este chibzuință, poporul cade. Deci fără strategie nu poți să câștigi un război. Dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Adică este indicat să ascultăm sfatul oamenilor înțelepți pentru a ști cum să abordăm diferite situații. De exemplu, un conflict din familie. Ceri un sfat de la cineva. Lasă-te îndrumat. Să știi cum să te relaționezi la cineva, cum să înfrângi o anumită ispită. Iată și două exemple. Ieremia, copilul, tânărul apoi, prorocul, pus țintă unei națiuni păcătoase. Omul acesta s-a bătut cu toată națiunea și a fost biruitor. Nu a fost o luptă fizică. Iată ce scrie în cartea sa, Ieremia, capitolul 1. A fost una spirituală. Adică toți erau împotrivă, erau de altă părere și el trebuia să țină piept cu toată țara. Ieremia 1:17. Dar tu încingeți coapsele, scoală-te și spune-le tot ce îți voi porunci. Nu tremura înaintea lor, ca nu cumva să te fac eu să tremur înaintea lor. Iată că în ziua aceasta te fac o cetate întărită, un stâl de fier și un zid de aramă împotriva întregii țări. Versetul 19. Ei vor lupta împotriva ta, dar nu te vor birui. Căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Și a vrut împăratul să-l aresteze, au vrut să-l omoare, au vrut să-i închidă gura, să-l batjocorească, să nu mai poată proroci. N-au reușit. A rămas pe baricadă. Iată ce vă citesc din aceeași carte, 15:20. O reluare la ceea ce scrie în capitolul 1. Te voi face pentru poporul acesta ca un zid tare de aramă. Ei se vor război cu tine, dar nu te vor birui, căci eu sunt cu tine ca să te scap și te izbăvezi, zice Domnul. Te voi izbăvi din mâna celor răi și te voi scăpa din mâna asupritorilor. Și tot Ieremia 20:11, de data asta spune el, în celelalte versete, Domnul a spus, voi fi cu tine, acum el scoate în evidență. Dar Domnul este lângă mine, ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor potigni și nu vor birui. Se vor umplea de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Celălalt exemplu este Domnul Iisus Hristos, marele biruitor prin cruce. S-a luptat pentru adevăr, pentru judecată și a biruit la Golgota, numele Lui să fie slăvit. Și biruința asta ne dă nouă viață eternă. Citim 1 Corinteni, capitolul 15, știți că vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moarte. Dar Domnul și asupra lui deja are autoritate. 1 Corinteni 15, citim de la versetul 55. Unde ți este biruința moarte? Știți, scrie în Eclesiastul că în lupta asta omului cu moartea nu izbândă. În primă fază, toți suntem răpuși. Versetul 57. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie în veci. Când a biruit el demonii, asta a fost marea bătălie. A venit satana cu diplomația specifică după ispitirea, după flămânzirea din pustie. Scrie în Coloseni, capitolul 2, că pe lângă biruința aceea, știți, când s-a apropiat momentul Ghețiman, Gabata, Golgota, Domnul a spus, vine stăpânitor. Pe Petru l-a dat la pământ. Dar scrie aici, Coloseni 2:15, a dezbrăcat domniile și stăpânirile. Știți, când o armată capitulează, sunt dezarmați, dezbrăcați, rămân fără arme, fără putere, fără autoritate.
și le-a făcut de o cară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Și în urma lui ne încolonăm, în așa fel încât să se împlinească ce scrie în Apocalipsa 17:14. Nu mai scrie nicăieri că diavolul se mai bate altădată cu Domnul Iisus. Cu îngerii scrie în Apocalipsa, cu noi. Domnul l-a înfrânt deja. El se luptă în continuare doar pentru noi. Nu cred că vreun filistean în Valea Terebinților ar mai fi avut curaj după ce Goliata lor a fost înfrânt. După cum bine știți, au fugit toți. A fost o bătălie simbolică, Apocalipsa 17:14. Ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că el este Domnul, Domnul și Împăratul împăraților și cei chemați, aleși și credincioși care sunt cu el, de asemenea, îi vor birui. Deci oamenii, cum a spus diavolul, nu are putere, e conștient, dar oamenii cred că se bat cu Dumnezeu. Dar nu au nicio șansă. Să trecem la partea cealaltă, ce înseamnă a fi înfrânt și să ne păzească Domnul de asta. A fi înfrânt înseamnă a te birui ispita. Asta e marea înfrângere. Și te bate cu arme proprii, prin însăși pofta ta. Și unii se lasă biruiți de mânie, diavolul vine prin mânie și te bate. Altul prin ură, altul prin imoralitate și dacă reușește, te doboară. Este o expresie biblică, un exemplu mai exact care scoate în evidență înfrângerea, citim din cartea Estera, capitolul 2, acolo sunt prezentați doi fameni, poate că aveau o supărare cronică, au fost mutilați și pus să slujească la haremul împăratului. Dar s-a evit și o altă ocazie și scrie în 2:21, observați aici pe la jumătatea versetului, s-au lăsat biruiți de o supărare. Te poate birui supărarea. Și-au vrut să întindă mâna împotriva împăratului Ahasveros. S-a aflat și-au fost omorți. Orice înfrângere are în final moarte. De aceea să ne ajute Bunul Dumnezeu să știm cum să biruim. Rețineți, compromisul este premiza tuturor înfrângerilor spirituale sau de orice altă natură. Diavolul vine cu minciuna amestecată cu adevăr. Diavolul încearcă așa doar puțin, sistematic. Dar în final are scopul să te termine. El este perfid, cum se spune că șarpele nu-i de urât pentru că mușcă, ci pentru că se ascunde ca să muște. De aceea, dacă vrem să fim biruitori, să ne ferim de orice compromis. Să ne amintim de Samson. De data asta, Goliatul evreilor. A luat o filisteancă și părinții au spus, vezi că treci linia roșie. A rezistat un timp. Cât? Nici o săptămână. Soția a plâns lângă el și a cedat. Și diavolul a sesizat aceasta. Aha, deci asta e forma în care poate să fie biruit. Numai filistenii întrebau cum poate să fie legat ca să-l omorâm. Diavolul știa cum poate fi legat. Cu mâinile unei femei. Și în capitolul 16 din cartea Judecători revine ispita și scrie aici în versetul 16, fiindcă ea îl necăjea și îl chinuia în fiecare zi. Avea o luptă sufletească. Cu stăruințele ei, sufletul s-a umplut de o neliniște de moarte. A fost înfrânt, dar era încă de plină putere. Degeaba. Înăuntru lui pierduse bătălia. Nu și-a putut lungi viața. Solomon, la rândul lui, a pierdut și el bătălii pentru că a făcut compromis.
Diavolul pe acest principiu a mers de la început. A pus la îndoială spusele lui Dumnezeu. Și în forma asta putem să ne lăudăm, putem să batem din palme și să facem gălăgie în adunare cât evrei când a dus chivot în tabără, 1 Samuel 4, s-au speriat și filistenii degeaba. Asta e galerie pentru înfrânți, nu pentru biruitori. Spunea Solomon în Cartea Eclesiastul, capitolul 10, versetul 1, muștele moarte strică și-a crescut un de lemnul negustorului de un sor. Și tot așa, puțină nebunie. Asta a vrut Solomon, puțină nebunie. Biruie, înțelepciunea și slava. Și adesea întâlnim, și asta e boala creștinismului actual. Frate, asta nu-i mare problemă. Nu-i mare problemă, este doar un început de probleme, este doar un compromis de 5% care cu vremea va trece de 50% și vei pierde. Oamenii aparent se țin pe picioare, că și un om după ce îl lovește boala, nu moare îndată. Până într-acolo încât scrie în a doua Petru capitolul 2, că unii pot să slujească încă în forma aceasta. 2:19, le făgăduiesc slobozenia, în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat din tinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși. Adică își permit ceva, nu mult, la început puțin. Dar sunt biruiți și starilor de pe urmă, exact ca citatul de la început, ajunge mai rea decât cea din tâi. Adică înfrângerea ia proporții. Iată și două exemple de înfrânți. În cartea Genesa, în capitolul 14, apare ceea ce putem numi primul război mondial din istoria umanității, când avem o alianță militară de o parte și altă alianță militară de partea cealaltă. Și alianța lui Chedorlaomer a reportat o victorie. Au luat tot, averi, oameni, au făcut prizonieri. Savurau victoria. Numai că Avram a luat oameni din casa lui, cu siguranță a fost ajutat de Domnul. I-a ajuns, spune versetul 15, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut și i-a urmărit până la hoba care este în stânga Damascului. Și acei biruitori au pierdut tot. Pentru că nimeni nu trebuie să se încreadă. Cum este o discuție între doi împărați, îi spune Ioasa lui Israel, lui Amația lui Iuda. Ai purtat și tu o victorie și acum te-ai îngânfat, stai liniștit acasă. Uneori diavolul după o victorie vrea să ne facă să ne încredem în noi înșine, să ne permitem în mândrie anumite stări vinovate și apoi vine din urmă și ne seceră. Diavolul te slăbește, apoi îți dă lovitura, alteori te prinde într-o cursă, cum scrie în 2 Timotei 2, și oamenii cad în această capcană. Celălalt exemplu luăm din Fapte capitolul 19, unde știți, sunt prezentați fiii lui Sceva, care au vrut și ei să facă pe exorciștii. Aparent au vrut să facă un bine, dar nu erau ei mandatați pentru aceasta. Citim de la versetul 15, Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Deci n-au putut nici măcar fizic să se apere. Ca să fie o dovadă, ce așa cum scrie aici, a fost cunoscută și de alții și și-au dat seama că numai sfinții au cu adevărat putere în lumea spirituală. Să concluzionăm, dragii mei, adevăratele bătălii nu se văd, se simt și au efect veșnic. În final, Dumnezeu va ieși biruitor. Binele
își va spune cuvântul. Toate valorile sfinte, dreptatea, toate se vor așeza la locul lor. Nici o răzmeriță, nici a diavolului, nici vreo orice altă luptă nu va avea sorți de izbând. Diavolul știe că va fi înfrânt, el știe că are puțină vreme. Numai oamenii, întunecați la minte, cred că vor fi biruitori. Cei mai trist că sunt printre credincioși care se laudă, spun, Doamne, Doamne, și ei de fapt sunt niște înfrânți ai fără de lege. Deci dacă vrem biruință, atunci să ținem la Dumnezeu și la valorile sfinte. Pentru că aceasta e adevărata biruință. Degeaba se laudă cineva, am întâlnit astfel de situație, chiar recent cineva relata, o femeie care își permite așa să umble necuvincios, să accepte în familia ei lucruri lumești, și spunea, vezi, pe mine Dumnezeu mă ascultă, eu am biruință, sunt binecuvântat. Niciodată să nu sperăm ca lucrurile care n-au valoare înaintea lui Dumnezeu să rămână deasupra nouă. De aceea vă citesc din 1 Ioan capitolul 2, aici este un text foarte bogat, care exprimă bătălia dintre Dumnezeu și diavolul, dintre noi și lume. 1 Ioan capitolul 2, de la versetul 13. Se adresează părinților care îl cunosc pe Dumnezeu, copiilor și scrie aici tinerilor, ați birui pe cel rău, cum? Versetul 14, din nou rea, tinerilor sunteți tari, cuvântul Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Deci biruința este dată numai de cei ce sunt de partea valorilor sfinte a lui Dumnezeu. Lumea asta este o perdantă totală. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochiului și doroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Când ne suprimă voința sfântă, fie pofta de o natură sau de alta, sau lăudoroșia, suntem niște înfrânți. Și lumea și pofta ei trece, deci biruința e cel mult pentru viața de aici. Dar cine face voia Dumnezeu rămâne în viață, ceea ce înseamnă are biruință de plină. Sau cum spune în Ioan 1:5, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Deci rețineți, Dumnezeu, adevărul, dreptatea sunt biruitori. Și ideea aplicativă, concluzia pentru noi, să ne luptăm după rânduieli dacă vrem biruință. Degeaba Pavel dă ca exemplu la un moment dat lumea sportului. Cineva ar trece primul linia de sosire. Dacă nu a respectat jaloanele, nu îl premiază nimeni. Vorbim de un caz unui arbitraj corect. Degeaba cineva la școală a făcut o lucrare excelentă. Dacă se dovedește faptul că nu și-a plătit, de exemplu, taxa să intre în examen, în sesiune. Sau dacă se află că l-a copiat, el se poate justifica, lucrarea mea e de 10. Dar nu este respectată legea. De aceea, să fim atenți și să ne luptăm, cum spune Evrei 13:4, până la sânge, lupta împotriva păcatului. Să fim înarmați în orice vreme, că nu știm când vine bătălie. Nu te rogi într-o zi, mare lucru, pierzi, în ziua aceea devine vreo ispită. Spune în Efeseni, capitolul 6, citim de la versetul 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Și asta înseamnă adevărul, o viață sfântă, înseamnă rugăciune, tot ce am vorbit până aici. Versetul 12, luați toată armătura, ca să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit, totul. Nu ești echipat, ai vreun compromis, pierzi, mai degrabă sau mai târziu. La nivelul minții. Spune 2 Corinteni capitolul 10, că de fapt de aici se pierd bătăliile. 10:3, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite e Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob, adică noi suntem stăpâni,
îl facem rob ascultării de Hristos. Domnul să dea tuturor biruință. Dar asta înseamnă respectarea rânduielilor biblice, înarmarea, în toate să fim echipați, pregătiți, altfel riscăm să pierdem. Cum spunea cineva la un examen, toată cartea am învățat-o, numai ultimul capitol nu. Nu mi-a plăcut subiectul acela și am zis, doar nu ne pică tocmai din capitolul acela. Exact capitolul acela mi-a picat și am picat examenul. Așa poate să fie în pocăință. Ce-a spus tânărul bogat? Dar toate capitolele stau bine, dar la asta. Și a plecat ca un înfrânt. A abandonat bătălia. Diavolul ne urmărește o viață întreagă să vadă pe unde poate intra în cetate. De aceea se neaște Domnul toate porțile să fie bine ferecate, ca vrăjmașul să n-aibă nicio poartă pe unde să intre. Orice ofertă ne-ar face. Niciun compromis. Și în felul acesta suntem într-o cetate sigură. Suntem mai mult decât biruitori, Doamne ajută-ne, amin.